Am fost la Sălaj, au fost conferință la domnul primar din Zalău și normal în drum spre aeroport am convenit și o vizită la dumneavoastră la Bihor să avem această întâlnire, secretarul general, vicepreședintele pe zonă cu domnii și doamnele primar. O discuție între colegi despre viitorul organizației de la Bihor. Care este viitorul? Păi astăzi îl convenim. Dacă îl știam, nu mai veneam. Noi avem informații, vă rog să vă referiți la ele, că în interiorul organizației se dorește o schimbare de către o parte a membrilor. Sunt ferm convins că întotdeauna presa are informații mai multe decât am eu, dar haideți să le constat și eu întâi. Ce informații aveți dumneavoastră? Vi s-a spus cam ce s-ar discuta, cam care ar fi temă? Informații că trebuia această întâlnire cu aleșii locali din Bihor și acest lucru îl vom face. La finele anului trecut era anunțat sau asumat de către Organizația Județeană un calendar de alegeri interne. Este în continuare. Potrivit căruia aceste alegeri ar fi trebuit deja să se încheie. Din ce motiv? Din punctul dumneavoastră de vedere. Nu. Din punctul meu de vedere, cel care face calendarul, fiind eu, a fost un calendar pentru organizațiile fruntașe, cele care au câștigat alegerile, urmând acum un program de restructurare și reorganizare ale organizațiilor care nu au câștigat alegeri. Cum evaluați dumneavoastră prestația organizației județene și a celei municipale? Prestația de unde? Politică. De unde? A organizației județene Bihor, a celei municipale Oradea. Astăzi, haideți, lăsați-mă să vorbesc cu colegii mei și cred că este corect. Și cred că este... Lăsați-mă să vă răspund și vă spun. Cred că este corect ca aceste lucruri care țin de organizarea internă, eu să le discut cu colegii mei în interiorul partidului. O să vă faceți câteva minute și pentru a ne prezenta niște concluzii la final. Concluziile o să le prezint categoric la viitorul Consiliu Politic Național și întâlnirea cu grupurile parlamentare atunci, pe care o să-l avem la sfârșitul lui ianuarie. Până atunci, simpli membri și simpatizanții PSD ard de nerăbdare să afle. Sunt ferm convins și eu ard de nerăbdare să stau de vorbă cu domnii și doamna primar.